Salutare tuturor! Eu sunt cel mai bun jucător de Seven Dice to Die de România. Dice! El e cel mai bun jucător la zaruri, la Dice. Și eu sunt cel mai bun jucător de Seven Dice to Die din România. Și plăcut asta. Hello, și eu sunt Dudley. Dar... Sfântul Zar să ne zărească cât mai multe like-uri. Vă rugăm frumos, dați acolo cu zarul și dați un like. Deci mă jur, oameni buni. Știu că n-am numit seria oficial Frații Cancer din cauza faptului că lui Suzan nu-i place că folosim cuvântul ăla, dar puteți să o considerați că aceasta este următoarea serie. Da. Doamne, oficial. Ok, hai să vedem ce joburi avem. Ok, deci avem așa. Avem ceva clear zombies la un kilometru. Ai dă. La un kilometru? Oh, bă! Am avem mini-biker, da. Avem fetch slash clear la 300 de metri, clear zombies la 450 de metri și un fetch și la 184. Începem cu ăsta? Cu care vrei tu și clear zombies. Care vrei clear tu, de fapt? Zombies să fie. Are specialitatea casei. Bun. Ok, acum să vedem. Share. Stai așa că trebuie să găsesc ăsta. Oh, boy. Apoi facem așa. Dudley, cum dă tai share quest? Dai click pe quest-ul de acolo de sus. Dată ce dai click, acolo mai sus un picuț unde e show on map. În dreapta trebuie să fie share quest. Cu niște omuleți, parcă. Nu mai contează. Perfect. Sunt... Nu contează. Da, ok, fuck it. Am zis că seria asta își merită numele ăla. Mă uitam fix la butonul de lângă și era aceea genul. Ha, oare unde e butonul de share quest? Da. Îmi aduce aminte, e când tot mă chineam să-l învăț pe tata cum stă cu WhatsApp-ul. Și tot timpul uita cum trimite un fișier. Și facă agrafa, aia acolo. E acolo. Și în timp a început să învețe și apoi parcă uita dată și face: Robi, nu mai mereți odată cum se face grafa. Bravo. Și era un fel de momentul ăla când mă ridic eu așa, hai să ia mare la asta pentru 7 ore cum se face el. Grafa. Bravo. Da, bă, bun. Da, mă, uite aici ziceam. Ce? Uite, beware dog, snake pigman. Uite și groapa de unde ziceam eu de data trecută. Ca asta era gen, acolo m-am chinuit eu să ajung la groaie, la ieșirea aia. Wow. Wow. Yes, e wow. Wow. Bă, stai așa, cimentul, ia cimentul. Țământ! Nu pot să cred că am lăsat lopata acasă, hai! Lasă coare băiatul. Bine, ia tu cimentul și dăm reset după aia. Asta e cobblestone, ce-i drept, da? Și ăsta e bun. Așa... Chiar dacă... Să iem în betonieră ce-i... Asta? Deci... What? Ce? În betonieră am găsit oil shackle? Și e bun de ceva, că am tot găsit ăla, dar nu știu. Deci oil shackle-ul, dacă cred că ne trebuie chemistry bench, care încă nu l-ai făcut... Îl fac episodul ăsta, lasă-mă pace. Așa, ar trebui din oil shackle să facem însăși gas. Și de... Pardon, gas. Bine, mai ai ceva de luat sau... Am un moit în spatele cazii, zău, dacă își face cea de ciment. Nu, poți să-i dai, poți să-i dai, că n-ai nimic, pace. Bine, ok, deci... Ok, gata, te văd, bom, let's go, hai, stay within the area. Ok, hey, uite, deadly ciment! Hey, ciment! Ce frumos! Okay, și cobblestone! Ok, fuck it, intrăm pe aici. Fuck! Here's Johnny! Here's Yanchi! The fuck? Ce șimineu frumos are. Ah, shit! Oh, ia l-ai păstă pe jos. Yeah. Oh, nu mai. Îmi place cum am dat amândoi, gen... Oh, backpack în... Padded chest armor, ai nevoie? Da. Răzbun. Level 6. Nu zic dacă ai nevoie acum, adică gen... Da, te ajută?
A, stai un pic, e care stai să-l văd? A, astea nu, astea slabe. Dar poți să-i dai scrap și-ți dă clon. Sau ele, sau le vindem. Alea nu, pe astea pe adit nu-ți dă. Alea de LED, alea de LED îți dau bani. Apropo, vorbind de chestii de vândut, tu ai luat alea din inventar? Ce să iau alea? Alea de ce am zis că trebuie să le vindem. A, da, nu. Ok. Voi să nu-mi pun, adică bine, nu am fost la trader. Păi, când am luat misiunea, la trader, vindeai? Trebuie să le vinde și mai târziu, nu ne grăbește nimeni. Oh, dar, hey. Dar tu ai vrut să fie pe video! Da, mamă, știi, da. Păi o să fie pe video, doar că nu trebuie să facem atunci pe video. Wow, momentul ăla când am vrut eu să-i dau la asta în cap cu sliță și te trage așa la milimetri pe lângă mie cu shotgun-ul. Pum, headshot, eu cea de genul. Am văzut? Da, cred că așa, cred că așa ar fi și în realitate, gen. Ai got this și tu acolo, cu urechea țiuind. Și tu, l-am prins! Ce? L-am prins, bă! Tu la ce? Mine, dracu, șu! Cu plăcere! Jesus, bă! Ce? Ok. Da, eu la de armată. Dar oare aici ce e? Asta panchează de bine, niște mă duc. Aici e exit. Cum te duc? Bă, că-s doi! Bă, eu mă duceam aici cu sulița, dar erau doi. Fuck, idioți ăștia dau 1400 XP când eu mor. Mamă cât de OP sunt ăștia. Ce șmecheri înseamnă că... Păi tanchează 3 lovituri de shotgun. 3. A, da, apropo, am găsit rețeta pentru șasiul de minibike, mai avem nevoie. Cred că poți să o vând corpul ăsta în toți. Păi te ești seama ăsta, biker. O fug în ce pana mea. Tu știi, dacă mai poți face sau nu. Păi mai are rost? Mai vine cineva în serie? Păi nu, în sensul în care dacă mai găsim piese și putem să le facem craft, da, și după aceea le vinzi minibike-uri și precis iei mai mulți bani pe un minibike decât pe o piesele de minibike. Am găsit ciment pe aici, lockpick. Oh, bravo, man. Oh, 24 de tokens. Le deschid eu, deschizi tu? Păi asta zic, am lockpick. Da. Asta nu merge cu lockpick-ul? Ba da, dă-mi-l mie. Asta eu nu pot să le folosesc. Poftim. Bine că am luat oricum. Yep. Da, dude, ține vreo 10 secunde, dar stai să vedem. Holy smokes, dude. S-a rupt loc, pico. Ce? Ia fii atent aici ce epic e cu casta. Yep. Du-te sus pe scara aia după ce-ți deschizi la... Aia vreau să zic. Bă, ce dracu să te rup loc picurile? Bă, ești din Chinese îmi făcute loc picurile astea. Cred. Rețeta la dinamită, dar văd că am învățat-o de 170 și ceva. Dă-o coacă, o vindem. Da. E bine, las. Mai facem un ban. What? Exact. What? Asta, da. Aoleu, nu mai contează. Voiam să mai iau niște cărbune, dar hai, lasă, luăm din altă parte. Bun, hai să vedem pe unde n-ai bine am fost, că văd că zona asta e imensă. Da, și încă trebuie să dăm clear. Păi dă clear, zic. Deschide ușa, cretine, de nu bag topul la tine. Mama asta zici că mă duc să colind în vasul lui. Mă scuzați cei din vasul lui, dar cred că și voi o glumiți cu gluma asta. Da. No. Și ei sunt cea de genul, ce glume, în realitate. Între timp tipul ăla din vas lui care se uită cu toporul pe nume Otto în brațe și se uită cea de genul, dude, ăștia fac mișto de tine. Păi, țiții. Deadly, ar trebui să ai grijă. Bro, aici, merem în sus. S-ai găsit scara? Da. E mare. Bă, dar ce înalt e casa? Te-ai uitat în sus? Am văzut. Holy cannoli, ăsta a dus-o bine. Ce crezi că am rămas așa gen ok? Bă, asta e casa lui Dragnea, bă. Lui Țâriac. Casă șmecă. Eu o sparg pe asta la altă. Hucea! O budă.
N-am avut noroc. Aaaa, ia uite-l bă, pe Dumitru. Bă, Dumitru, ești cam împrășteat, paci. Și-a murit Dumitru. În cadă. Și tot e împrășteat, Cianche, cred că pus și un acid pe săracul Dumitru. O moarte atât de dură. Nu merita el așa ceva. Headshot! Bă, dar ce căsău, chiar că ce căsău a avut omul ăsta. Oi, 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 cât a scrofa, cât a doamna. Stai, fă, jos! Spusese angajatul de la McDonald's. Părând! I am the Ghost Rider. Ce mișto ar fi un film Ghost Rider, dar așa gen spliff, gen comedie, cum erau alea scary movies, și să fie eu Ghost Rider pe minibike. Dar ce vrei să zici, că Ghost Rider nu e comedie? A, mai ales al doilea, ferească Sfântul să nu vă uitați așa ceva. Se vede că a fost filmat în România for some reasons. Bună asta. Dar eu încă nu înțeleg, toate filme ce s-au făcut filmate în România sunt rele, dar între timp noi chiar avem, aș vrea să spun, bă, oameni în IT, în filmatologie, în chestii de astea foarte bune, care vorbea și investesc în aparatură. Și totuși știți un film de ăla filmat în România fără să știi și stai și zici, oare filmul ăsta e filmat în România? Și am dă un feeling. Și pe aceea vezi o Daci Logan cu număr din România și zici, aha, cum mi-am dat eu seama că e filmat ăsta în România? Eu am murit când l-am auzit pe ăla din Breaking Bad în episodul 1 vorbind în română. Nu mă așteptam. Bro, cască steel, deci steel, nu iron, de level 4 sau double barrel shotgun de level 4. Eu am un shotgun de level 2. Cred că iau shotgun. Da, e bun ăla. Și eu tot shotgun-ul iau dacă e să vin. Dacă e să-mi dea același lucru, și eu tot shotgun iau. Și apoi să-ți dau și ție niște chestii să vinzi, că atunci nu le vând eu. Sunt curios, da, sunt curios cât... Ei, 1800, mănânc. I'll take it! 1800, aha, bun. Deci astea de level 3 chiar dau bani serioși. Păi, ar fi logic cu cât avansăm să ne dea mai mult. Da, dar mi-ai văzut că alea de level 2 ne mai dăteau cu toată și 900. Așa. Ok, o să păstrez baked potato, bănuiesc că știi să faci. Aha. Era mișto să-mi zici nu, că tocmai ce-o vânduse. Da, eu chiar știu să fac că aici stâuri, minuni și nu. Ar fi ceva. Dar tu să știi să faci dalea și să nu știi să faci d-astele alte. Da, ah. Păi nu știu să coc un cartof. Ce ai la cartof? Fac, nu știu să fac portocale, nu știu să coc. Bă, era o reclamă, bă, cea cu paella, sau cea și nu știi, toată dimineața paella, seara paella. Fă și altceva. Nu m-ar minuna ca să prind și eu într-o bună zi, când mă voi mărita minuni de astea, că este tristă fata de aia și să știi să facă numai vreo patru lucruri, știi, numai alea patru lucruri să le facă, știi, știu că nu, băiat, bă, măcar face cea fata asta la mine în casă, hai să mă fiu rău cu ea, cea, mersi, 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 trece un timp, mersi, oh, ce surpriză, iar sarmale, mersi. Nu știu cât e lui mai târziu. Aaaa, oh, ce surpriză! Mânca, mă, fac ea că nici câinele nu mai mănâncă. Auzi, îți dai seama că dacă ar fi sarmale, chiar ar fi ceva gen wow prima dată, mamă, fix sarmale. Și pe urmă să știi că doar atât, să afli că doar atât ai știeză. Da, știi, ăla e cheat code pentru niște, cum erau glumele alea. Femeia nu-i demăritat dacă nu știi să facă sarmale. Mă rog, astea e pe vremuri de la bunica, știu. Dacă, bă, eu nici nu sunt așa fan. Dacă știe să fac, eu știu, șnițele, he. Ajungi ca în Metal Gear Solid cu ea, cu sarmalele. Deci fii atent, știi că... știi Metal Gear Solid, bănesc? Da. Nu mai știu ce joc, cum... Deci dacă mâncai aceeași mâncare de mai multe ori, la un moment dat începea să fie... Cât, deci devenea din ce în ce mai ineficientă, pentru că știi, practic tot mâncai... Oh, da, bro, dar așa era parcă și pe Minecraft, era parcă cea mod. Țin minte că jucam doi.
Și trebuia tot timpul să schimbăm modurile alea că se plictiseau așa și nu dădea la fel hangar-ul. Da, da, în realitate, bine, și în Jin Metal Gear Solid, dacă mâncai suficient de mult, la un moment dat începea să nu-ți mai pese, știi, și gen erai ok, că se obișnuia corpul cu mâncarea aia și trecea chestia aia de, a, numai așa de eficientă, pentru că am tot mâncat același lucru, că te obișnuiești, devine obișnuință. Deci așa, la un moment dat ai devenit și a genul, ia sarmale, sure, ok, bun. La mine sarmalele sunt exact ca apa. La stilul ăla ajunge. Bun, deci atent, ce-mi trebuie mie pentru... PlayStation, că am zis că îl fac în episodul ăsta. Mi-am, deci 100 de Forged Iron pe care am văzut că mi le-ai dat tu, Cooking Pot, 3 bucăți, Pipe avem, căcălău măria ta, scuzați expresia. Suntem totuși pe frații cancer aici. Trebuie să te obișnuiești cu... E adevărat. Bun, deci Pipe. Cut. Deci prima dată. Asta așa... Îmi place că acidul e la fucking junk. E la... Mamă, deci fix 3 cooking pot. Nu cred că fix 3 cooking pot avem. Mofticam că n-am mai luat cooking pot. A, și oameni buni. Puteam să-ți facă craft. Restul de ei, sticla se poate mânca. Păi, da. Ai murit? Asta a murit! Nu zic că ai mâncat stick. Ba da. Not gonna lie, nu regret asta, nu regret asta. Bă, asta a murit instantaneu că am mâncat stick. Wow. Bravo, bro. Gata, boss. Altă viață. Trebuia să fi vândut șasiul ăsta de la minibike, că e doar schematic. Bun. Așa, acum că am mâncat și sticlă, și am aflat că se... Bă, nu pot să cred că n-am luat niciun achievement că am mâncat sticlă. Da. Ce drept, e un achievement. Ar fi fost un achievement ăsta. Îmi place cât de... Deci îmi place cât de zi să-i zic. Deci, efectiv, și tu ești mut, nu poți să crezi că s-a întâmplat asta. Bă, eu cream că îți dă un fel de bleeding, de internal bleeding, de... Dracu, știi, bă, dar nu că mori instantaneu ca nesumă. Ai. Bă, știi cum ai murit? Jap! Bă, zici că ai fi dat cu apă pe un țigam, așa ai murit, așa. Oh, shit, nu trebuie să zic asta. N-ați auzit nimic. Între timp, țigan, uitându-se la acest video, chiar râzând la faza asta. Bun, asta. Yeah. Asta, da. Asta a fost ceva. Deci am uitat rețeta, nu pot să zic, am uitat rețeta după faza. Ți-am dat stun. După ce ai zis tu acolo, bun, deci... Întrebarea mea e, unde Dumnezeu sunt bucățile de iron, că le lăsasem undeva într-un chest. Aici. Am găsit, gata. Da, stun. Doamne, ce funny. Bă, deci nu cred, bă. Asta e un episod în ăsta, 15 minute jumate. Ok, aparent episodul ăsta o să... Punem cam chestia și... la craft, dar nu o să fie și gata de la craft, dar oameni buni, cred că asta ar fi cu episodul. Am făcut o misiune, bă. Am pus la craftat Chemistry Station, am mâncat sticlă și am făcut glume cancer. Yeah. 15 minute! Da, eu am crezut că zici că video are 15 minute și cea de genul, bă, ne-am apucat prea târziu, numai 15 minute video, dar... No, cred că ea vreau 15 minute! Tu aia ziceam că durează 15 minute, da? Așa că noi o să ne auzim în episodul următor, oameni buni! Holy shit! Ciao, les! Ciao, les!